că amânarea cu 3 luni a alegerilor poate din punct de vedere sanitar, medical, să fie o soluție foarte bună, care nu afectează democrația, iar sigur, organizarea la termen în această perioadă de creștere alarmantă, de-a dreptul periculoasă a numărului de cazuri, poate să fie o simplă opțiune politică care, în fine, sau pentru care Partidul Național Liberal și cu Iohannis speră să le fie aducătoare de